fiind atât de des întâlnit în societate și atât de des folosit în literatură. Ea, femeia, este singura ființă de pe pământ, omageată prin toate formele îmbrăcate de artă și cultură, făcându-și simțită prezența în toate momentele vieții noastre, ca fiică, iubită, soție, mamă. Și, desigur, femeia reprezintă prin simpla prezență nucleul ce pune în mișcare întreaga societate, un tot întreg față de care lumea are încetat să mai existe. Dragile noastre, femei, iubite, soții, fiice, vine o sărbătoare care odată cu primăvara, atunci când totul învie, atunci când se trezește fiecare firicel de iarbă, atunci când dragostea încolțește mult mai mult în sufletul fiecare dintre noi, sărbătoarea de 8 martie, ziua internațională a femeii, ziua a celor care mențin viața și a celor care prelungesc această viață dată de Dumnezeu pe acest frumos pământ. Astăzi sperăm acest spectacol inedit care este pregătit pentru dumneavoastră să vă aducă clipe de elevație și clipe de plăcere și sufletul să fie plin de soare, dragoste și pace pe acest frumos pământ. Cu un cuvânt de felicitare, invităm în scenă președintele Raionului Dondușeni, domnul Valentin Cebotari. Bună ziua, scumpile, dragile noastre femei. Astăzi vă aduc cele mai sincere felicitări cu această frumoasă sărbătoare 8 martie. Și într-adevăr, probabil că anume primăvara este aleasă acea zi când sărbătorim Ziua Internațională a Femeilor, deoarece ele sunt dătătoare de viață, așa cum a spus domnul Țurcanu. Noi ne-am dorit fiecare zi să vă așteptăm câte un drum, câte un păduleț de flori, dar din păcate recunoaștem că o facem tot mai rar. Astăzi recunoaștem. Astăzi vreau să vă aducem în calitate de cadou un mic spectacol care sperăm că vă va fi ceva și mai mare, va mări inima dumneavoastră care este atât de mare, pentru că sunteți surori, mame, fiice. Sănătate multă și această lume care sărbătorim 13-24, 1 martie, 8 martie, să fie plină de dragoste și nu numai aceasta. Răbdați-ne și iertați-ne. O sărbătoare frumoasă și la mulți ani! Avem mai mulți artiști buni, frumoși, care astăzi vor evolua în fața dumneavoastră și de la bun început aș vrea să le invit în scenă pe consăteanul meu, este de la mine din sat, Mihai Bodorin, după tată Martin, chiar și chitara, este Martin, firma care a confecționat-o și în programul său solo, așa și este numit, Martin. Deci, întâmpinăm Mihai Bodorin! Frumos public, bună ziua! Am venit de departe. Am lăsat soțiile acasă, am venit să vă vedem pe dumneavoastră, să vă felicităm.
și să ne bucurăm împreună că iată, e primăvară și cele mai frumoase cântece se cântă pentru femei, despre femei și grație domniilor voastre existăm și noi pe acest pământ și de aceea o să cântăm astăzi în exclusivitate pentru doamne. Mi-am luat cechetara să cânt câteva melodii de dragoste. O să încep cu o piesă a lui Ducu Berțe care zice cam așa: îndrăgostit de propria soție. Da, așa se întâmplă de obicei. Eu care broiam într-un alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Și bărbații cu mine simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să o mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să mai întorc din drum. Am zărit-o pe o stradă pentru o clipă doar, se vorbesc și se mă apropie, era în zădar. Ea care m-aștepta plângând când eu uitam să vin, mă privea acum ca pe un străin. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să mai întorc din drum. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine în gând, o privesc mai mult decât oricând. Și voi simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să mai întorc din drum. Aș da orice să mai întorc din drum. Aș da orice să mai întorc din drum. Mulțumesc mult! Deci ca să nu întoarceți din drum, aveți grijă de ele și țineți-le acasă. Fiindcă fără femei, fără doamne, nu știu ce am fi noi pe acest pământ, probabil cu siguranță n-am fi. De aceea o să cânt o melodie pentru toate doamnele care au 17 sau 20 de ani, da? Noi toți avem cam vârsta asta. Dacă n-am să vin de seară, mamă ușa n-o-n cu ea, spune tate că-s la poartă, sau găsește tu, găsește tu, găsește tu ceva. În ziua asta, mamă, lumea e a mea, o lume de două de ani. Privește, mamă, jocul și taci, nu mă întreba, e foarte simplu, este ziua mea. Nu pune nicio întrebare, de întrebări m-am săturat,
E lămurită să rămână. Fie taina mea, fie taina mea, n-o împart cu nimenea. În seara asta, mamă, lumea e a mea. O lume de 20 de ani. Privește, mamă, jocul și taci, nu mă-ntreba. E foarte simplu, este seara mea. Dacă a trecut de miez de noapte și eu, mamă, n-am venit, lasă telefonul-n pace, fiindcă noaptea asta, mamă, nu-s de găsit. În noaptea asta, mamă, lumea e a mea, o lume de 20 de ani. Privește, mamă, jocul și taci, nu mă-ntreba. E foarte simplu, este noaptea mea. O să mă beau un gât de apă, fiindcă atât de doamne frumoase aici, ți se uscă în gât, da? Și am mai trecut și eu printr-o viroză. Nu e de cea cu coroană, nu. Stați liniștiți. Deci coroana, ci că țara noastră o să fie la urmă și cu acest coronavirus. Deci dacă mai trece pe la noi, bine. Dacă nu, să se ducă unde se duce. Iubiți prieteni, și fiindcă a început și postul mare, o să vă cânt o melodie care se numește Am putea să fim mai buni, să o începem chiar de luni. Am putea să fim mai buni, de-am început chiar de luni. Să facem lucrurile bine în această țară și pe acest pământ, să avem grijă de natură, să avem grijă de femeie și atunci lucrurile o să meargă cu totul și cu totul altfel. Încă o dată felicitări frumoase, Doamne, cu acea zi a mamelor care iată vine și în general noi artiștii cântăm femeia pe tot parcursul anului, dar în februarie și martie, nu știu cum, parcă mai cu multă râvnă și cu mai mult suflet. Încă o piesă despre iertare. Cică în limba noastră sunt multe cuvinte pe care sunt greu de pronunțat,
unul dintre ele este Iartă-mă. Dincolo de orice luptă, dincolo de a mai spera, fiecare om în suflet are frumusețea sa. Însă această strălucire în timp se poate ofili, dacă în lupte se va pierde darul vieții de a iubi. Mai rămâne doar o torță spre a regăsi cărarea, să accepte fiecare dincolo de iertarea. Mai rămâne doar o torță spre a regăsi cărarea, să accepte fiecare necondiționat iertarea. Iertarea, libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ierți pe altul, tu de fapt te ierți pe tine. Ura-i doar o slăbiciune care duce la durere. Însă omul care iartă are în suflet o putere. Mai rămâne doar o torță spre a regăsi cărarea, să accepte fiecare dincolo de el iertarea. Mai rămâne doar o torță spre a regăsi cărarea, să accepte fiecare necondiționat iertarea. Iertarea, dincolo de orice luptă, dincolo de a mai spera, fiecare om în suflet are frumusețea sa, are frumusețea sa, are frumusețea sa. Deci, noi toți suntem frumoși în suflet, trebuie să avem grijă de noi, de cei din jurul nostru, să iertăm, să fim mai buni și ziceam lucrurile o să meargă mai bine. Văd că viața vă place, vin cu o melodie mai distractivă, așa puțin. Îmi place viața. Ia, maestre, să vedem. Așa. Să vină mandolina. Este o soră a copzei și a chitării. Am folosit acest instrument special, fiindcă sună bine. La mulți ani, spun pe femei. La mulți ani și mă închid. Ia să vină lăutarii. Hey! Hai și voi! Hop, hop. Așa, e bine! Tot de dragoste! Nu regret nimic din câte au fost, că toate în astă lume au un rost. Să-ți ierți aproapele e divin, chiar și atunci când păharul e plin. Că mai greșim, e omenesc, mă uit înapoi și doar zâmbesc. Îmi place viața cu voi în ea. Hai să trăim, să făurim și să iubim. Îmi place viața și nu e loc în ea de supărări, de frustrări și de trădări. Zi lăutare! Hop, hop! Îmi place viața
poate ori mai grea. Eu-s vinovat, ori tu ești vinovată, viața noastră-i toată, pată lângă pată. Iar drumul ei ades ne duce, când spre amar, când spre dulce. Îmi place viața cu voi în ea, hai să trăim, să vorim și să iubim. Îmi place viața și nu e loc în ea de supărări, de frustrări și de trădări. Salutare tuturor! Și tot ce e mai frumos pe această lume. Îmi place viața și nu-i loc în ea, de supărări, de frustrări și de trădări. Îmi place viața. Yeah, hey! Mulțumesc! Asta vă doresc și eu. Viață frumoasă, plină de bucurii, de fericire și de cei dragi care sunt alături și care vă iubesc și care țin la voi. Încă o melodie, tot de dragoste, stop cardiac, se vinde chiar acum, am văzut odată, mergem. Doi ochi frumoși, așa, și am compus această melodie. Stop cardiac se numește, deci e un termen medical, dar eu l-am băgat într-o piesă de dragoste. Pentru voi, hop, hey. Cine vrea să danseze, nu are decât să o facă, hop, hop. Haideți, lume, să ne discrețim frunțele și să ne bucurăm! Yeah! Inima mea s-a oprit atunci când te-a zărit, iar din piept a sărit și-a îngremenit. Tu nici n-ai observat de fapt ce s-a întâmplat, te-ai întors și-ai plecat. N-ai observat ce păcat, nu mai vin tot roșnea frunțele din urma ta. Doamna striptiz dansa, dezbrăcându-și haia. Yeah! 1, 2 și 3! Vai cum ardea-n păpăi, cerul din ochii tăi. Vai cum ardea-n păpăi, cerul din ochii tăi. Îl vă căuta! Bravo, doamnele din spate! Așa! Luați exemplu! Cine vrea să danseze n-are decât, scena e mare. Veniți cu mine! Inima mea s-a mirat atunci când a aflat că noi doi am împărțit deja în același pat. Ia uiți! Tu nici n-ai observat de fapt ce s-a întâmplat, te-ai trezit ce te-ai dat. N-ai observat ce păcat, numai inima mea de la mea mai răsuflat. S-a oprit subit, a oftat ce-a pornit. 1, 2 și 3! Voi căuta vreteai căldura buzelor ei. Voi căuta vreteai căldura buzelor ei. O voi căuta, o voi căuta. Hey, hey! Na 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 na
inima mea s-a oprit atunci când a zărit. Yeah! Și nu e tot? Unu, doi, și voi, și voi, și voi. Hop, hop! Doamne, sunt aici. Prieten, să fie de soartă dat. Caut un prieten să fie adevărat. Vreau ca între noi să fie încredere în ce-am zis. Vreau ca să nu fie nevoie de compromis. Caut un prieten, caut un prieten, caut un prieten. Iată așa o melodie, o dedicație adusă prieteniei. Noi mai avem o piesă, bucurați-vă, prieteni. Asta este puțin mai tristă, dar tot despre prietenie este. Și acum să-l cântăm mai departe, frumoasele doamne. Pe ea o chema Natalie. Ia să văd cine poartă acest nume. Este cineva pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră această melodie. Și dacă nu puteți sala locului, să ne mișcăm! Ne discrețim frunțele, ne bucurăm, că viața e frumoasă. Pe ea o chema Natalie și când îmi zâmbi primăvara veni, era chiar visul din al meu vis, de nedescris. Nu știu cine sunt, nu știu ce fac, ea mi-a dat
lumea peste cap. Nu pot să uit ochii ei căprui și buzele-i dulci amărui. Și mor, simt când mă gândesc la tine în zbor. Sunt acum a nouă, inimi e dor să nu mai fie dor de tine, de tine. E dor, și mor, simt când mă gândesc la tine în zbor. Sunt acum a nouă, inimi e dor să nu mai fie dor de tine. Check his father. Care se întâmplă pe acest pământ. Viața e frumoasă, haideți să o trăim frumos. E cel mai mare dar dat de la Dumnezeu. Iar acum, dacă sufletul îți cântă, fă mai tare, încă mai multă energie. Așa, hop, hop, ia-o. Așa, puțin retro. Bună dimineața, cui place viața? În pofida nebeteilor din ea. Viața e doar una, iar într-o zi se rupe struna. Și ce-ai agonisit în suflet, cu asta vei pleca. Să lucrezi, să-ți pun eu toate pentru a te întrista. Dar într-un final, doar asta va conta. Mai bine, dacă sufletul îți cântă, fă mai tare. Sufletul îți cântă, fă mai tare. Dacă sufletul îți cântă, fă mai tare. Dacă sufletul îți cântă, fă mai tare. Yeah! Să cânte saxofonul! Hey! Pentru cei mai îndrăgostiți! Viața e ca și o femeie, zgârcită în pat generoasă. Viața în general e o glumă tare serioasă. Ce oferi primești, ce provoci trăiești, atrași ce e bani și nu e vorba despre bani. Să lucrezi că-ți pun eu toate pentru a te întrista, dar nu te pune cu ea, păzea, păzea. Și băi, dacă sufletul îți cântă, fă mai tare.
sufletul îți cântă, fă mai tare. Dacă sufletul îți cântă, fă mai tare. Dacă sufletul îți cântă, fă mai tare. Și mai sus mânuțele, hop, așa. Să simțim viața la 100%. Fie ca această energie, acest cântec să treacă prin sufletele dumneavoastră și dimineața când vă sculați, pur și simplu să zâmbiți pentru faptul că suntem. Nu-i așa? Zâmbim soarelui, zâmbim cerului. Eu acum vă mai cânt o melodie, după care o să ofer scena altcuiva. O piesă de dragoste și care zice dragostea adevărată se măsoară în mile. Viața despre azi, relativ. Ce-a fost ieri, care sigur se va scurge. Singur de-ai să mergi, repede-ai să ajungi. Însă doar în doi poți atinge ce. Vă iubesc și mă
zi, o zi frumoasă! Mulțumesc mult! Acesta a fost recitalul meu. Mulțumim dumneavoastră, mulțumim organizatorilor. Domnul Alexandru Rața este aici organizatorul principal, Consiliul Raional și tuturor celor care au pus umărul ca acest spectacol să se întâmple. Mulțumim, domnule Ion, că sunteți alături! Aplauzele dumneavoastră pentru Mihail Bădorin. Multă dragoste vouă și dacă sufletul vă cântă, dați mai tare! Fiind întrebat cum să vă prezint în scenă, acest băiat modest, zic, poate îmi spui, ai niște distincții? Păi nu. Spuneți pur și simplu Adi Carp, pe care îl invităm în scenă. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumate, doamne, mulțumate, domnișoare. Atunci când vine vorba să mă prezinte cineva, de obicei îmi place să vină în scenă și să vorbesc singur despre mine. Căsătorit, 3 copii acasă, soții, pisic, soartă, tot am. Tot este în regulă, da? De asta, pentru că am venit în fața domnilor dumneavoastră, fiind invitat de către Consiliul Raional, o să vă rog, mai de toate, stimate doamne, premieră în ajun de 8 martie, o să vă rog să aplaudați bărbații. Pe domnul președinte, pe domnul președinte, pe domnul vicepreședinte, dați-le aplauze, da? Pentru că nu suntem pe data de 8 martie și o să vă rog să mai aplaudați un bărbat care de la Chișinău astăzi a fugit tocmai până la Briceni și a venit la dumneavoastră și merge mai departe. Impresarul tuturor artiștilor din Moldova și nu doar, domnul Alexandru Rață. Aplaudați-l, care acasă două fete frumoase. Și acum, dacă îmi permiteți, vreau în primul rând să vă întreb. La domnul Dușeni, eu știu cât are greu cu chiuitul, dar vreau să vă întreb. Și acolo sus la balcon, se chiuie din când în când sau nu prea? Stați. Dumneata chiuie, da? Am înțeles. Unicul om care a ridicat mâna sus, asta înseamnă că se chiuie. Dar să-mi spuneți, în partea stângă se chiuie? În partea dreaptă se chiuie? Fetelor, facem o încercare comună să chiuim o dată? Dar așa tare să ne aud tocmai și cei de la Chișinău. 2, 3, sus! Ceva n-ajunge. N-ajunge un critic popular, adevărat, nu? Dacă îmi permiteți, eu îmi iau permisiunea de la dumneavoastră, mai întâi de toate, să vă încălzesc cu un cântec în stil etno și apoi mai stăm de vorbă. Vreți, fetelor? Și mai am o rugăminte la dumneavoastră. Dar vreau să răspundeți sincer, cu mâna pe inimă. Când ați dansat ultima oară o horă? Am înțeles. Fiecare răspunde pentru sine, am înțeles. E, ca să nu ne complicăm, eu vreau să vă rog, de pe scaune, un pic să săltăm în sus, să chiuim și să dansăm o coră așa ca la nordul Moldovei, maestre, muzica să răsune tare și, fetelor, ia chiuiți odată! Și, doi, trei, sus! Ia să vă bag pe toate sus, așa! Păi linia-ți va nerodat, mă
Domnișoarelor din sală, special numai pentru doamnele și domnițele de la Dondușe, și dacă sunteți pregătite la refren, o să vă rog să cântați cu mine. Nu e nimic complicat, o să vedeți după primele cătrene că cunoașteți melodia. Dacă nu o să o cunoașteți, data viitoare învățăm și o cântăm împreună. Haideți cu mânuțele sus! Cine cunoaște refrenul, poate să cânte împreună cu mine. Mulțumesc foarte mult.
mult pentru aplauze. Să știți că atunci când ajung la următoarea melodie pe care vreau să vă cânt, de fiecare dată gândul meu fuge departe, acasă, la mama, cea pe care, din fericire sau din mai puțină fericire, pentru că noi cei care plecăm din cuibul părintesc ne facem cuiburile noastre și, creindu-ne propriile noastre familii, uneori uităm să mergem pe la mama. Ei, bine că este frumos că avem telefoane și avem acea relație și prin intermediul rețelelor de socializare, dar vreau să vin cu următoarea melodie, drept omagiu pentru mamele din sală și dumneavoastră, cei care aveți mamele în viață, haideți să le dăm un val de aplauze, dacă nu sunteți contra acestei idei. O melodie pe care o dedic în totalitate mamelor de la Don Dușe. Acest cânt. Ia să fiți atenți, stimate doamne. Naina,
Na-na-na-na-na-na. Cunoașteți melodia? Încercăm să o mai cântăm o dată. Haideți să mai facem o probă și... Na-na... Iată, nu văd că știi, dar să vă știi din sală. Haideți încă o dată, haideți. Și acolo de sus. Na-na... N-ați mâncat de dimineață. Ce vă bătut bărbații ăsta? Stați fără grijă că rezolvăm problema. Dacă sunteți pregătiți, eu o să vă rog să cântăm împreună. În duet, adică dumneavoastră, solistul principal și eu așa un fel de ajutor din scenă. Maestre, merge cu muzica și toate mânuțele sus! E așa mai primă iese, ale nostru Moldovii. Haideți, fetele! Și... Asta, nu? Stimate doamne, mai cântăm un cântec? Mai am o întrebare. Haideți să mai facem o horă, tot așa, de sărbătoare, ca să ne ținem minte unii pe alții. Vreți? Una bună, cu o singură condiție. Doamne ferește, cineva să stai cu mâinile jos. Adică, ori dansăm, ori chiuim, ori dăm din picioare tare, că nu nimic. Domnul președinte, repară sala după asta. Eu am făcut o glumă, am făcut o aluzie în glumă, că până la urmă tot trebuie să dansăm. Maestre, următoarea, nu, mergem cu următoarea. Nu țineți minte care a fost?
Următoarea e 6. Păi ultima și mai este una. Stop, stop, stop. 6. Numărul 6. Ultima e 6. V-am spus eu, chimie asta, și nu, domnul Șen, e cam greu. Dar haideți acum cu toate mânuțele sus! Și... 2, 3, 4, sus! Liniște de mesele, la domnul Șen, cu atâtea pietru frumușene. Liniște de mesele, încă și ceva de acasă. Domnul Alexandru, ia că vedeți, dacă mă duc acasă și mă întreabă nevasta de unde am adus flori, că tare nevasta știi că m-a dus la mama în ospiție. Da, deodată o să mă creadă. Ei, vreau să vă mulțumesc pentru flori, să știți că de obicei noi bărbații trebuie să vă ducem flori în aceste zile atât de importante ale mărțișorului, aceste zile în care noi, bărbații, nu doar trebuie să vă spunem cuvinte frumoase, cuvinte de laudă, pentru că le meritați, credeți-mă, în fiecare zi. Eu nu cunosc o mai mare nebunie ca faptul ca o femeie să jertfească cel puțin câte un an din viață pentru a face un bărbat fericit cu aducerea pe lumea unui copil. Asta să știți că o faceți dumneavoastră și pentru asta meritați toți laurii din lume, meritați toate aplauzele și toate florile Universului. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți atât de minunate aici la Nordul Moldovei. Stimați bărbați, haideți să aplaudăm încă o dată, doamnele! Și într-un final, dacă eu am primit flori, mă gândeam să cânt o altă melodie. Dar acum trebuie să vă cânt și o melodie de fapt legată cu flori și de flori pentru dumneavoastră, stimate doamne. Sunt adicat și mă mândresc și mă bucur că în Republica Moldova, acolo unde locuiesc eu, există asemenea ființe gingașe și minunate cum sunt femeile de la Nordul Moldovii, de aici, de la Dondușeni. Domn președinte, domn vicepreședinte, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, domnul Alexandru, mulțumesc cum ați răbdat.
Și acum, dacă îmi permiteți, vreau pe final să vă mai cânt un cântec. Maestre, mulțumesc! Aplaudați maestrul de sunet! Dați aplauze! Și, apropo, este una din puținele case de cultură din Republica Moldova păstrate atât de bine. Vă mulțumesc mult pentru primire și melodia care urmează vine numai pentru dumneavoastră, stimate doamne. Maestre, hai să vină melodia! În România, peste Prut, apare o formație foarte frumoasă care vine să îmbogățească cu mult
cultura și acele evenimente care se desfășoară în țară, o formație care are de acum 14 albume, în jur de Paște apare cel de-al 15-lea, peste 50 de videoclipuri, două discuri de aur, turnee în 10 țări din lume și 11 ani de când vin în Republica Moldova, ca impresariu fiind domnul Alexandru Rață. Desigur, noi cei care am început să-i cunoaștem, pe timpuri adunam și căutam lucrările acestei formații peste tot ca cumva să le înregistrăm, să le avem, să le cântăm și noi și cu o deosebită plăcere invit încet în fața dumneavoastră formația Nemuritorii România!
frumos, dragii noștri. Sărbăna domnilor și domnișoarelor. Bună ziua, domnilor. A dat Dumnezeu să fim fericiți și noi că am sosit la dumneavoastră în raion. Scuzați. Și mulțumim pentru acest lucru prietenului și impresarului nostru Alexandru Rață și vă rog să primiți acest spectacol oferit de noi și de colegii care au intrat ca un cadou. Mărțișor. Un mărțișor pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Am intrat în primăvară, cel mai frumos anotimp al anului. Vă dorim să aveți acest anotimp frumos în sufleturile dumneavoastră pe tot parcursul celor 365 de zile. Să aveți iubire, să aveți înțelegere, să fiți prețuite așa cum meritați dumneavoastră, doamnelor, pentru că noi avem o idee și cred că nu greșim. Noi, bărbații, am fi niște frunze în vânt fără dumneavoastră. Nu? Le mângâiem. Aplauze bărbaților, pentru doamnele noastre frumoase, la mulți ani, dragile noastre. Mulțumim și colegului nostru de la Sunet. Și ne bucură foarte tare că alături de dumneavoastră sunt și oficialitățile raionului dumneavoastră, lucru care este foarte frumos și foarte util. Sunt oameni care, într-adevăr, trebuie să fie aproape de oameni. Domnul președinte și însoțit de alte oficialități. Cine suntem noi? Suntem niște țărani care ne-am răzvrătit de nedreptățile din sat și ne-am ascuns în pădure. Așa că, uite, vă rog să ne permite să dăm și noi astea jos. Ne-am îmbrăcat așa că, de iarnă, ca să vedeți că avem și noi cu ce ne îmbrăcăm, nici chiar așa. Știți de ce avem astea? Păi nu, dacă stăm în pădure și uite, vine mândruța după, acum primăvară, după floricele, după ciuperci și vrea să stea de vorbă cu noi, fii stai cu fata așa, nu o așez frumos. Eu m-am așternut, da. Să răcească fata. Și eu vă dau un sfat, doamnelor, dacă cumva îl prindeți pe bărbatul dumneavoastră, pe prietenul dumneavoastră, care are ochi pentru altă femeie, știți ce să-i faceți? Să-i scoateți ochiul ăla, că înseamnă că nu-i trebuie. Da. Eu aveam un vecin, făcuse aproape 40 de ani, și toată lumea îl întreba, mă, când te însori și tu, mă, amărâtule, când te însori, mă, să te pui și tu la casa ta, vecinul? Dar el răspundea, mă, vecine, eu nu mă însor, mă, că stau tot timpul cu gândul la nevastă ta. Ce ai zis, mă? Ai gând la nevastă mea? Nu, mă, dar mi-e frică să nu nimeresc una ca ea. Dumneavoastră ce credeți? Că dacă noi stăm în pădure, suntem așa, mai țărani, așa, credeți că e viața ușoară în pădure? Ce crezi tu, Viorico, că noi stăm la umbră și vine mândruța cu puiul fript și cu cana cu vin și ne iubim toată ziua? Nu, fraților. În pădure să știți că e viața grea. Acolo bat vânturile, ploile, zăpezile, vin poterele să le ia zilele. Dar ne mai încălzim și noi oșcioarele. Uite pe aici, pe la Tundușeni, pe la câte o cârciumioară, pe la câte o văduvioară cu pensia mărișoară, că grea e viața voinicului dacă n-are cuibului. Ardă, mă! Să-l ajungi, că-i mulțumim, va.
Casa de cultură îngrijită. Mulțumim de asemenea pentru tratația pe care ne-au organizat-o gazdele noastre. Și să mergem mai departe, o să vă mai cântăm și cântece de dragoste și de haiducie. Apropo de dragostea asta, este cel mai frumos sentiment pe care îl poate trăi omul. Ne duce și pe culmele fericirii, dar ne și cântă provoacă și supărări. Dar din dragostea asta, dintre oameni, am ieșit noi, oamenii de astăzi, ca să trăim pe acest pământ în aceste clipe. Eu am iubit de mititel, așa cum v-am spus. Eu fac parte dintr-un neam iubăresc, dar și mai ușchiți așa. Că nu suntem toți deștepți, să zicem. Am un văr pe care îl cheamă Ion, fără nicio aluzie, Ioan. Așa. S-a însurat și el pe la 30 ceva de ani. Normal, la o pereche tânără vor copii, nu e așa? Și ce vrea prima dată să iasă, fată sau băiat? Băiat vrea, păi dar e firesc să ducă numele mai departe, așa suntem toți. Băi, să ducă și mie numele mai departe. Dar Dumnezeu a vrut așa. Dă-i fată, doi fată, trei fată, șase fete, mă nene. Dar oamenii nu s-au descurajat și al șaptelea a dat Dumnezeu și a ieșit băiat. Vă închipuiți ce bucuros era Ion. S-a dus la cârciumă, a dat de băut la băieți, la vecini și au început să chelchelească un pic și au început ei lații să râdă de el. Măi, Ioane, tu ești prost, mă. Păi tu crezi că ți-a dat Dumnezeu șase fete și al șaptelea băiat? Băi, nevastă te așela, mă, ești prost, te bucuri degeaba. Ion, care era puțin dus așa cu capul, se duce acasă la beata femeie și începe să o certe, să o suduie. Ba, săracă, ea mai trage vreo două după ceafă. Asta tot zicea, Ioane, lasă-mă, Ioane, că ăsta e adevărul, mă. Îți spun adevărul, băiatul e al tău, mă. Fetele nu sunt ale tale. Sincer, sincer, Ioane. E, adevărata dragoste, așa, ca lumea, am început-o eu pe la 20 de ani. Dincolo de apa Buzăului unde stăteam eu, era o moară care făcea făină bună și mălai bun. Mama îmi zicea,
din când în când săracă. Măi, Constantin, ia și tu dubla asta de porumb, du-te la moară, că ne trebuie și nouă. E, nu mă duc, măi, mamă, eram răzgâiat așa. Las că se duce taică. Dar până la urmă m-am dus odată. Măi, fraților, când am intrat pe poarta morii și am văzut cine mi-a deschis poarta, cine credeți că mi-a deschis poarta? Nu, măsa. Am glumit, morărița, mă, fraților. O frumusețe de femeie, avea niște pulpișoare albe ca laptele de mi-a luat mințele. A fost dragoste la prima vedere și la mine și la ea. L-a lăsat naibie pe bărbatul. Era albe de făină, nu? A uitat de bărbatul său, ăla era plecat cu făină la Buzău și noi ne-am tot iubit de atunci. Și numai că mă trimitea mama odată pe lună, în fiecare săptămână mâncam mămăligă, mă învățasem la moară. E, din dragostea asta a mea a ieșit un cântecel. Vreți să-l auziți? Nu vi-l cântăm. Haide! Haide, ce-o! Hop, hop, haide! Ieri am fost în sală, după măcina, dar mora roa a fost plecat, mă. Însă morărița mi-a deschis portița și mi-a dat mie gurița. Morărițonele, păcatele mele, mult ești frumușa, dar nu ești a mea. Morărițonele, păcatele mele, mult ești frumușa, dar nu ești a mea. Ce frumoasă-i dragostea, măi! Dum, 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 merge moara, eu cu mândra până seara. Dum, 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 tot așa mă vrăjește morărița. Dum, 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 merge moara, eu cu mândra până seara. Dum, 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 sus pe saci, o bag de mândra în dragi. Ce-a făcut, poate m-a vrăjit, n-am nici somn, nici nu mă reclă. A dracu muiere, mi-a pus farnece, doar ea să mă vindece, mă. Morărițonele, păcatele mele, mult ești frumușa, dar nu ești a mea. Mă vrăjește morărița. Dum, 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 merge moara, eu cu mândra până seara. Dum, 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 sus pe saci, o bag de mândră în dragi. O așa! Dum, 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 merge moara, eu cu mândra.
să vedem. Mulțumim frumos! Mulțumim! Ce se întâmplă, domnule? Femeile zâmbesc. Bărbați ăștia de aici nu m-ați supărat. Ce aveți, nene? Ia să vă văd. Se apropie o martie. Se apropie, da. Se apropie o martie și nu știe cum să scoată cămașa că n-a făcut cadou. Bună ziua! Mai e timp. Cum vă numiți? Iuri. Iuri. Spune-mi, ai pregătit un cadou pentru o martie, pentru doamnă? Mă mai decât. Trei femei? Trei femei. A, e și două fete, bănuiesc. Foarte bine. Mai am rămas mirat, mă, trei neveste. Eu știu că eu am făcut, eu vă spun, am trei copii cu patru neveste. Nu râdeți. Mi-am făcut trei cu trei și a patra deocamdată n-am făcut. Și nu este adevărat? Așa. Fraților, bărbaților, eu vă spun așa, dacă n-am bani, mă nene, să iau un cadou substanțial soției, și atunci cel mai frumos lucru este ca în fiecare dimineață, nu numai de 8 martie, să-i spuneți soției, prietenei, te iubesc. Aceste două cuvinte spuse din suflet spun foarte multe lucruri. Ia spuneți-mi, de când sunteți căsătorită, v-a spus soțul în fiecare zi că vă iubește? Cum adică pe studiu? Tot amână, las că spun mâine, las. Din două în două zile. Nu prea înțeleg. Din două în două zile. Și între astea două cine vă spune? Aveți pe cineva? Fraților, uite, chiar este frumos să-i spui femeii de lângă tine, prietenii, te iubesc. Dacă îi spui sincer. Să nu faceți ca mine să vă dați deștepți. Eu am crezut că sunt o leacă deștept, că am citit vreo două cărți atâta. Amintiri din copilărie și Pădurea Spânzuraților. I-a zis așa, bă, ia să mi-i mai zic eu nevastă mea, te iubesc, bă, s-o fi plictisit săraca. Și a zis așa, să-mi spuneți dumneavoastră dacă am zis frumos sau nu. I-a zis așa. Niet? Draga mea, n-am să reușesc toată viața mea să te iubesc atât cât meriți tu. Frumos. E harășo? Yes. Foarte bine. Dar știi ce mi-a răspuns? Păi dacă tu nu poți, cheamă și pe vecinul în ajutor. Așa că rămâneți la simplu, nu la simplu, aceste două cuvinte, te iubesc. Ei, acum am râs un pic, trebuie să ne gândim, frații mei, și la vremurile de odinioară. Buneii noștri, străbunicii noștri, au trăit vremuri triste. Când sărăcia era la ea acasă. Copii mulți trăiau în condiții grele, în bordei și așa mai departe. N-aveau cu ce să hrănească copiii. Dar eu vă spun cinstit, și eu am prins niște vremuri grele. Uitați-vă la colegul meu de acolo, e chel. Dar știți de ce e chel? Că s-a tâns. Că nu prea e sănătos, că îi crește părul invers. Noua frezură, e la modă. Dar am fost și eu tuns așa ras în cap. Când eram clasa întâi, eu vă spun cinstit, că nu mi-e rușine. Asta a fost viața. Venea tovarășul sanitar o dată pe lună să ne controleze în cap. Pe dumneavoastră, nu? E, nu. Asta trăie vremurile alea. Da, și vine tovarășul sanitar, băi, control. Controlează pe X, pe Y, pe ăla, pe ăla. Ajunge la mine și zice, Constantine, ai păduchi? Tovarășul sanitar, eu sunt sincer, vă spun, am unul. Băi, ia să vedem. Și mă controlează el în cap, când colo. Bă, de ce mi-s, bă, că ai numai unul? Că uite, sunt vreo sută în capul tău. Tovarăș sanitar, ăla al meu a murit, ăla alții sunt veniți la priveche. În vizită, da. Dragii mei, un cântec despre situații dinainte pe care nu vrem să le mai trăim, să le citim în cărți, să le vedem la televizor, în filme, sau da, în filme, sau în cântece. Așa că am fost un copil sărac. Un copil sărac și m-am culcat de multe ori nemâncat. Mergeam.
vrea să plângă acum și hoțul noga. Ce face? Cum arată o femeie când e supărată?
A? Cum e? Pune o mână așa în șold și îl privește în ochi pe bărbat. Mă, ia spune-mi. A, așa mi-a făcut mie odată nevastă-mea. Auzi, Constantine, de ce crezi tu că am lăsat eu vasele alea în chiuvetă 7 zile? Ce credeți că i-am spus? Le-ai lăsat la muiat? Da, o femeie când este foarte supărată, cum arată? Hai că e ușor acum. Cu? Cu două mâini în șoră. Să uită în curuntat. Dacă e foarte, foarte, foarte supărată, ce face femeia? Cum arată? A? Unde are mâinile? Unde are mâinile? Nu le mai are în șoră, le are în gâtul bărbatului. E, fraților, în viața noastră avem oameni care sunt de părere cu noi, sunt de aceeași părere și noi îi numim prieteni, și oameni care nu sunt de aceeași părere cu noi, dar îi numim dușmani. Poate că e prea mult. Dar noi am învățat de la străbuni că prietenul trebuie să-l ții aproape de suflet, iar pe dușman și mai aproape, ca să poți să-l strângi mai repede de gât. Sunt haiduc de la Buzău și fac viața cum vreau eu! Yeah.
Băi, fraților, iubiți că sunteți pe pământ, că viața e una singură. De fapt, numai băieții și toată lumea. Păi eu, în fiecare primăvară, eu vă spun ce știu. 10 mândre mi-au cu mine. De-o pleca una sau două, uitați-le, tot rămân cu 8 sau 9. Și am neică ce iubiți și noi mai îmbătrânim. Dar acum toate mândrele astea sunt supărate pe mine. Păi mândrele sunt supărate că nu le-am iubit pe toate odată. Pe câte dracu să iubesc că sunt om și obosesc? Iubi una, iubi două, iubi 99, se numiară vinele și mă cam dureau șalele. Dar să știți că nu sunt fraier. Că de când m-am haiducit, mintea la cap mi-a venit. Acum nu-mi scapă nimica, nici nepoata, nici bunica. Tot ce prind. Ce să vă spun? Eu vă mărturisesc sincer că mă îndrăgostesc de cineva în orice loc mergem cu spectacol. Am venit mai devreme aici la dumneavoastră, la Don Dușen, și am privit eu așa, pe lângă ușă, pe acolo, cum intrați în sală, la doamne și domnișoare. Băi, fraților, mi-a picat ochii pe o doamnă sau o domnișoară, nu știu ce statut are. V-ați îndrăgostit din nou. M-am îndrăgostit pe loc, iarăși. Dar mi-e rușine să mă duc la dumneai să-i spun acum, doamnă sau domnișoară, hai să ne cunoaștem chestii de astea așa. Dar știi ce? Eu am bolă pe pulpișoare. Are niște pulpișoare. Ca lume, așa. Dar chiar dacă m-a făcut mama frumos, eu să știți că de fete sunt cam rușinos. Zău, dar de rușinea fetelor aș iubi pe mama lor. E, acum, ca să fie activitatea interactivă, așa, invităm alături de noi trei doamne sau trei domnișoare, trecute de 18 ani, iar cele mai în vârstă poate să fie 75-80 de ani, nu știu ce avem aici. Să danseze împreună cu noi. Haideți, curaj! Și promisiune de la organizator, câte 100 de euro pentru curaj. Pe caiet, pe caiet, până spre vară, așa. Haideți, vă rog frumos, poftiți aici. Viorica. Curaj, haideți, doamne. Hai și eu îți mulțumesc dacă vii. Hai, te rog frumos. Se filmează. Cum e? 200? Îți dau 3. Hai, Erica, dă-mi. Chiar, haideți curaj. Chiar ieși după... Haideți că avem atâția martori, nu se întâmplă nimic. Ne. Eu, toată lumea e cu nieta aici. Nieta. Haideți, nu continuăm până nu vin aici trei doamne sau trei domnișoare, pentru că noi nu știm cum să cântăm dacă nu avem lângă noi ceva așa. Nu vă duceți mai bine jos și alegeți. Vin în sală și vă invit așa personal. Dar vă rog să nu mă refuzați, pentru că, chiar îmi pare rău. Mergem pe mâna dumneavoastră. Bun, mulțumim frumos pentru atenție, ne mai vedem dacă o mai venim. Haideți, bă, mergem din nou la interviu. Băi, fraților, eu socotesc pentru sufletul nostru așa, că această prezență aici la Don Dușen este un moment deosebit pe care noi o să-l păstrăm în sufletul nostru. Eu sper așa, ca un idealist ce sunt, poate, ca și dumneavoastră să țineți minte această întâlnire a noastră, măcar până când ajungeți acasă. Când îți ajunge acasă, puteți să ziceți orice despre noi. Că nu vă auzim. Acum, aici puteți să ne luați la palme. Știți ce înseamnă asta? Să ne luați la palme. De asta ați coborât în sală, nu? Păi, haideți.
Nu ții post? Dar ce, nu oferi nimic de mâncare de dulce? Nu se dansează în post? Măi, frate... Aoleu, ia... Dansați cu mine? Haideți, doamne. Uite ce frumoase sunteți. Altă dată, peste două minute. Dă vina una pe altă. Băi, dar n-am întâlnit așa. Tovarășul, domnul președinte, domnul președinte, ce le-ați făcut la doamnele astea, domnule, de nu vor să... N-am întâlnit în Republica așa ceva. Așa o dispoziție de acasă. Da? Așa, bunătatura, bravo, aplauze. Bravo, domnule. Pe mașină poate le vorbim frumos. Îmi pare bine, Măriuță, să treci. Du-te acolo la colegii mei. N-ați vrut cu pensie mare? Lasă. Eu am bani, la și voi. Ce aveți, nene? Haideți, doamna Maria. Haideți, doamna Măriuță. Și încă cineva? Dansați, nu? Apăsat așa. Hai că nu, e prea puțin una la trei. Pe cine? Ai uite. Uite, doamnă, domnul. Așa, doamnă. Curaj, curaj. Așa. Și cu doamnă, domnișoara. Nu. Domnișoara, doamnă. Uite și așa, doamnă, doamnă, așa de bine, curaj. Foarte bine. N-aveți vreo bunică? Hai, eu. Doamna Măriuța. Uite. Arătăm un dans acum. Bă! Adevărat. Bă, mie-mi place omul sănătos, așa. Adică noi ce avem? Ați văzut că le-am lăsat lor pe cele mai tinere, da? Da, și geaca jos, da. Eu mi-am luat omul mai ce-i sănătos, așa. Cum te cheamă? Valeria. Valeria. Exact ca pe soția mea. Ia auzi. Aia de-a patra. Valeria, deja îmi bate inima. Simți? O simți? Eu am două. Așa de iubăreți sunteți. E, hai să vedem acum o sârbă frumoasă alături de frumoasele noastre partenere. Merge! Haideți! Bălane ca laptele, când o văd fierbințile, când îi văd urița fragă, o sărut și nu-mi e drag. Și-o mângâi de sus în jos, Doamne, sunt un păcătos. Când îi văd urița fragă, o sărut și nu-mi e drag. Și-o mângâi de sus în jos, Doamne, sunt un păcătos, mă! Dar timpul nu-l pot întoarce, trezi viața cu poate, mi-a rămas doar cântecul să-mi aline sufletul. La mândre mă mai gândesc, măi, dar văd cum mă îmbătrânesc. Toate zic, măi, Constantine, ți-a trecut vremea vestire. Vom așa! Mama frumos și de fete rușinos, măi, de rușinea fetelor, aș iubi pe mama lor. M-a făcut mama frumos și de fete rușinos, măi, de rușinea fetelor, aș iubi pe mama lor, măi! Dar timpul nu-l pot întoarce, trăiesc viața cum se poate, mi-a rămas doar cântecul să-mi aline sufletul. La mântre mă mai gândesc, măi, dar văd cum îmbătrânesc. Toate zic, măi, Constantine, ți-a trecut vremea vezi bine. Vom așa, hai așa! Te mănâncă
dar nu se poate, mi-a rămas doar cântecul, să-mi alinez sufletul. La mântre nu mai gândesc, măi, dar văd cum îmbătrânesc, toate zic, măi, Constantine, se-am trăie cu vremea vestine. Pentru doamna Mărița. Mulțumim, fetelor. Să fie bine, să fii sănătoasă. Gata să ne facem râs, că n-avem cu cine de asta. Mamă! Mulțumim frumos. Hai să le cunoaștem cu fetele. Cum stați aici, nu plecați. Cum vă cheamă? Natalia. Natalia, mulțumim frumos. Doamna Măriuța s-a prezentat mai devreme. Mulțumim frumos. Ia mai cuiți o dată, doamna Măriuță. Doamna Maria, iertați-vă, așa țipați dumneavoastră și ziua și noaptea? N-are ce ne faci, n-are ce străga. Mai spune-mi o dată cum te cheamă. Valeria. Valeria, iar iubit ideea. Inima mi-a tresărit, dar spune-mi sincer, când am dat seama, te-a deranjat pistolul meu, mă rog, te-a luat. Sper că nu, da? Valeria, mulțumesc din suflet. Mulțumim frumos. Vă mulțumim frumos. Mulțumim. Aplauze încă o dată pentru doamnele noastre. Să rămână. Eu știam că aici, în Republica Moldova, se pupă de patru ori. Ea cred că vrea, mai vrea o dată, dar uite că nu mai vrea. Data viitoare. Băi, fraților. Nu e așa că e frumoasă viața asta, fierar mama e să fie, nu? Are și greutăți, dar trebuie să trecem peste ele. Să râdem, să glumim, să fim alături de prieteni. Pentru că viața-i viață, e subțire ca o... Tragi de ea și zici că ține și salut cât se mai bine! Sus carafa cu vite, cu haitu, cu să-ți petre, iar de-a...
foarte frumos. Dragi prieteni, știți că în viață orice lucru frumos are un început și se termină, orice lucru rău are un început și să nu ne temem că te termină și el. Cu mare plăcere vă spun că în fiecare dintre cele 14 albume, ia cât acum al 15-lea, am scris un cântec cu un mesaj frumos pentru dumneavoastră, cu un cântec special pentru Moldova. Cel de-al 15-lea album conține o piesă care se cheamă Slavă eroilor Moldovei, pe care, dacă doriți să o ascultați, puteți să solicitați la Radio Play. Cântăm unul dintre cântecele acestea cu mare drag din sufletul nostru pentru dumneavoastră, dar vreau să-l chem alături de noi pe Ion, prietenul nostru. Vine aici, Ion. Pentru că am stat de vorbă cu el și cu alții. Este un veteran al războiului din Afganistan. Să dea Dumnezeu să nu ne mai întâlnim cu asemenea momente. Ioane, cântăm un cântec frumos care se cheamă Trăiască Moldova.
Aerofort, aici vom fi mereu. Mulțumim frumos, dragii noștri! Mulțumim foarte mult și Constantine, împreună cu frații noștri de peste Prut, eu vă aștept ca oaspeți acasă la mine totdeauna, dar sper și sunt încrezut că o să mai veniți în această scenă. Cu această lucrare ultima ați rupt inimile tuturor celor din sală. Domn președinte, eu vă rog mult, veniți până în scenă. Acești trei bărbați, aplauze pentru nemuritorii! Mulțumim frumos! Mulțumim foarte mult! Mulți stimați spectatori, cred că acești bravi nemuritori merită cele mai frumoase aplauze, pentru că au găsit timp să vină la noi, la Dădușeni. Mulțumim mult! Mulțumim frumos! Mulțumim de invitație, vă dorim tot binele din lume. Avem o vorbă, dacă o vrea Dumnezeu, ne-o mai vedea. Mulțumim inginerului de sunet, mulțumim gazdelor noastre din acest locaj de cultură deosebit de frumos, mulțumim domnule președinte că sunteți alături de fenomenul de cultură, mulțumim Alexandru Rață, prietenul și impresarul nostru. Doamne ajută și la bună vedere! Multă sănătate vă dorim! La mulți ani, doamnelor!